Bună, dragilor, și bine ați venit la un nou filmare. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. O să văd puțin ce se întâmplă în trecut, prezent, viitor și, de asemenea, vreau să văd surpriza pentru tine în următoarea perioadă, din momentul în care vizionezi acest videoclip. Aceasta este surpriza ta, energia generală, puterea. Văd aici niște frustrări din trecut, văd niște probleme pe care le-ai avut cu niște prieteni sau într-un grup de oameni. De asemenea, văd că suferi după ceva din trecutul tău și parcă nu vezi că ceilalți îți cer ajutorul, parcă nu vezi că mai sunt și lucruri importante în jurul tău. De asemenea, văd că ceva te nemulțumește sau ceva nu îți place. Pe de altă parte, văd că ai o pasiune foarte mare față de cineva sau față de ceva anume. Și aici se vede foarte clar faptul că ar trebui să te concentrezi pe așa ceva. Ar trebui să trăiești puțin viața din plin. Dar este și ceva ce te provoacă. Hai să vedem puțin în trecut ce s-a întâmplat. În trecut văd aici că ai trecut printr-o perioadă în care te-ai simțit bine, poate ai fost la o petrecere, ai fost la o întâlnire cu niște prieteni, dar văd aici foarte puternic și ideea aceasta de relație, de triunghi amoros. Da? Uite, a fost un eveniment frumos în familie. Da? Pentru unii e vorba de un botez, de nașterea unui copil, însă pe de altă parte văd aici o decizie foarte importantă pe care cineva a luat-o în legătură cu familia ta. Poate chiar e vorba de ceva ce ține de o casă, ceva ce ține de un loc foarte drag sufletului tău. S-au stabilit niște lucruri. Aici, uite, poți avea legătură cu un scorpion. E clar aici că unii dintre voi ați avut niște dezamăgiri sau ați avut niște probleme personale și ați luat o decizie de a pleca dintr-un grup sau de a vă rupe dintr-o situație anume. Hai să vedem aici despre ce este vorba. Regele de spade. Clar, e vorba aici de un dușman. Da? Care a fost în viața ta sau poate care încă este, o petrecere mai selectă, o petrecere specială, poate chiar niște prieteni destul de puternici care au fost în jurul tău sau care încă sunt. Mai văd aici o relație pe care tu ai avut-o în trecut cu un bărbat foarte energic, foarte plin de viață. Este un bărbat care ori stă în apropierea casei tale, ori este o persoană foarte dragă sufletului tău. Parcă e o afacere de familie sau ceva important, da? Hai să vedem ce cu finalul ăsta. Păi aici, wow, aici e clar, uite, în trecut tu ai renunțat la o relație foarte serioasă, la o relație foarte stabilă. Văd că ai suferit foarte mult. În general vorbind, ai încheiat un contract serios, un parteneriat, ceva important pentru tine. Poate chiar pentru unii este vorba de o asociere importantă pe care o aveți cu o persoană dragă. S-a luat niște decizii, mă rog, s-a luat o decizie legată de acte, aici mai văd, dar posibil și o relație de triunghi amoros sau o ceartă care a avut loc aici. Pentru unii, da, e vorba de un divorț sau de o despărțire. În prezent aveți îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Aici mai avem și zodia Taur. Un suflet pereche, un suflet pereche, da, care apare în viața ta foarte curând, dacă nu a apărut deja. Este o persoană față de care tu simți o atracție foarte, foarte puternică și uite, îți dă foarte multă forță să continui, te ajută să crești, să înflorești.
Însă văd aici că ar fi bine să acorzi o mai mare atenție unui contract pe care vrei să-l semnezi sau să acorzi o mai mare atenție unei înțelegeri pe care tu vrei să o faci. Pentru că văd aici o persoană care își urmărește propriul interes. Pentru unii dintre voi, văd aici clar un compromis, o situație destul de ciudată. Ultima carte din prezent, 7 de spade. Uite, pentru unii văd o dezamăgire foarte mare în dragoste sau poate ți-ai făcut niște așteptări de la cineva. Pe de altă parte, văd clar că vrei să faci orice îți stă în puteri pentru a duce această relație mai departe, pentru a ține de ea. Însă dacă tu bănuiești că persoana de lângă tine mai are pe cineva, vezi că din păcate, na, pentru unii chiar așa este. Mare atenție pe așa ceva. De asemenea, vezi că cineva îți propune ceva anume, ți se pare foarte interesant, însă sfatul aici este să nu cazi într-o asemenea plasă. Poate chiar te simți dezamăgit de casă, de ceea ce ești, poate nu ai confortul necesar, nu te simți bine. În unele cazuri văd persoane tinere care suferă sau poate chiar ești o persoană mai tânără care are probleme. Wow. Hai să vedem. Și a sărit o carte. Da? Uite, e vorba de o veste bună pe care ai primit-o sau o veste bună pe care urmează să o primești foarte rapid. Totuși s-a așternut pacea în relația ta sau în situația ta, chiar dacă văd aici o supărare care încă se menține. E o supărare de care tu încă nu ai spus. Hai să vedem 5 de spade, ce vrea să-ți spună. Tu vrei neapărat să faci ceva, vrei neapărat ca relația să meargă într-o anumită direcție și pregătită să faci acest compromis. Pe de altă parte, aici nu-ți convine faptul că lucrurile nu funcționează chiar așa cum îți dorești. Îți spuneam că e bine să fii foarte atent sau atentă pentru că poate să fie o relație mai adolescentină, mai diferită. Văd că ceva se mișcă greu, nu știu, durează ceva legat de o mutare, legat de o schimbare, legat de ceva important pentru tine. Ar fi bine să nu acționezi într-un mod adolescentin, deci încearcă să acționezi puțin mai matur. Vezi că ai în jurul tău o persoană care te poate ajuta sau te poate ghida. De asemenea, văd o femeie, ori e mai tânără, ori e o femeie mai imatură pentru vârsta ei, care vine către tine și care vrea ceva, însă vezi că are și niște interese ascunse. Da? Este o persoană care și urmărește propriul său scop. Uite, un bărbat te poate ajuta, îți poate da idei bune și văd aici o noutate care apare. Da? O noutate, văd aici o veste bună. Poate chiar e vorba de o persoană care pur și simplu țintește undeva sus. Aici poți avea legătură cu un vărsător, taur, un capricorn, poate o fecioară, dar văd aici că sfatul cărților este să iei lucrurile încet și sigur și de asemenea să fii deschis sau deschisă în fața noutăților. Hai să vedem mai departe ce îți spun cărțile în viitor și avem aici 9 de spade. Urmează o perioadă destul de stresantă pentru tine, nu este neapărat negativ, pur și simplu poate să fie o perioadă în care ai multă activitate mentală. Da? Pentru că uite, apare o victorie în viața ta, apare o veste foarte bună, apare o veste foarte bună, dar în egală măsură văd aici și faptul că lucrurile vor fi mult mai bune decât te aștepți tu. Mult mai bune. În schimb, e bine să ai o foarte mare atenție în legătură cu decizia pe care tu o iei în acest moment. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce te stresează aici? Vreau să văd ce te stresează. Wow.
Bun, e vorba de un nou început, un nou loc, o nouă persoană, un nou loc de muncă, noutăți care apar în planul material și care te stresează, dar e de bine. Uite, bucuria vine dintr-o încheiere, vine dintr-o eliberare, o energie foarte, foarte bună văd aici. Reușești să te afirmi, reușești să te faci mai cunoscut, mai cunoscută, reușești să închizi ceea ce îți dorești tu și uite cât de încântat ești. Pentru cei care sunteți singuri, vedeți că poate să apară o nouă persoană. Da? Sau dacă te afli într-o relație, vezi că se poate reaprinde o flacără. Atenție puțin pe drumuri și de asemenea ți-aș recomanda să încerci să-ți menții un echilibru și să încerci să-ți menții picioarele pe pământ, să te menții realist aici. Iar a apărut puterea, deci tu îți dorești să ajungi undeva și să știi că reușești și ajungi. Iar o legătură cu un leu, deci tu reușești să ajungi acolo unde vrei. Doar că trebuie să elimini, uite, o relație toxică sau un mod toxic de a aborda lucrurile. Mai vreau o carte și apoi vedem și surpriza, că încă e aici. Da, în unele cazuri văd aici ori o problemă financiară, ori văd aici cu eremitul care reprezintă zodia fecioară. Poate e vorba de ceva legat de muncă aici. Da? Totuși văd niște bani care vin, o situație care începe să se miște într-o anumită direcție. Însă parcă stai tu și te gândești dacă vrei să mai mergi în situația respectivă sau nu. Uite, văd aici o legătură cu un săgetător, dar și faptul că ori reușești să te împaci cu o persoană, ori e vorba de faptul că reușești să găsești o soluție la o problemă. Uite, reușești să-ți vindeci niște probleme pe care le ai. O ultimă carte pentru viitor. Of, șapte de spade și cavalerul de cupe. Atenție aici la o propunere care o să apară în viitor și de asemenea dacă te afli într-o relație, vezi că la un moment dat posibil chiar tu să fii persoana care nu mai vrea relația, să cunoști pe altcineva. De ce nu? Și hai să vedem ultima carte. Ultima carte este împăratul, care este surpriza ta. Ai o surpriză foarte mare din partea unei persoane puternice. Văd o legătură cu zodia Berbec, dar mai văd aici foarte clar faptul că surpriza vine din zona autorităților sau surpriza vine printr-o lege care se dă, printr-o decizie care se ia undeva sus. Poate chiar e o surpriză în legătură cu un bărbat foarte drag sufletului tău, în legătură cu un bărbat așezat, sigur pe el, care știe ce vrea. Sunt foarte multe cărți. Hai să clarificăm. Surpriza este că devii o persoană cu autoritate, devii o persoană foarte puternică prin ceea ce faci sau în situația în care ești. Cineva care ți oferă ceva anume, uite. Văd aici o persoană care ia o atitudine fără să-ți spună și de aici chiar o să rămâi foarte surprins sau surprinsă. Este o persoană foarte rigidă care vine și se impune, care știe ce vrea. De asemenea, vezi că pot apărea provocări aici pe zona banilor sau pe zona imobiliarelor. Totuși, văd că e vorba de un suflet pereche. Un suflet pereche care în final va fi pus la colț și va fi nevoit să ia o decizie importantă. Văd pe cineva care pleacă, cineva care se mută. Șapte
șase de bâte, o primă victorie, o primă bucurie. Uite, e cu bucurie pentru tine. Și asta e foarte interesant. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. De asemenea, aici mai am un mesaj, și anume o surpriză mare sau o bucurie care ține de un grup de oameni sau de ceva ce tu înveți. Da? Dacă e vorba de o relație de triunghi amoros, aici lucrurile se clarifică într-un final. Gata, acestea au fost previziunile. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, pentru că aceste funcții sunt gratuite pentru toți și așa îmi poți mulțumi, așa mă poți ajuta și de asemenea nu uita să distribui videoclipurile și să recomanzi canalul unei persoane dragi ție. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Te-am pupat!